celebrului Institut de Parfumerie din Graz despre o școală unică, de fapt, în această industrie. Cristina Bălan este cea cu care discutăm în minutele următoare, în direct cu noi. Bună seara, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și felicitări pentru această performanță. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cum ați ajuns? Cum de s-a întâmplat totul? Vorbeam că sunteți primul, singurul român de altfel. Cum e posibil? Am încercat și am reușit. Este într-adevăr o șansă foarte, foarte mică să fie cineva admis la acest institut de parfumerie extrem de selectiv. Numai 12 candidați, de fapt mult mai mulți candidați, doar 12 candidați sunt admiși anual din toată lumea. Eu am avut șansa, norocul să pot să fiu admisă la acest institut de parfumerie prestigios din Graz și acum mă bucur de rezultate, dar și de foarte multă muncă. Ce înseamnă cu adevărat un parfumier? Nu știu dacă noi cunoaștem secretele acestei meserii și ce se poate afla în spate. A fi parfumier este o meserie de o viață. Ca să ajungi la această școală sau ca să poți să spui că ești parfumier, trebuie să lucrezi cu parfumuri zi de zi, ani de zile. Eu sunt în industrie deja de destul de mult timp, aproape 14 ani. Cunosc multe din frumusețile acestui domeniu extraordinar al parfumeriei, însă școala îți deschide un drum nou, mult și mult mai greu, care poate avea frustrările lui, deoarece înainte de a intra în tainele parfumeriei, apreciezi un parfum cu totul, ca pe un tot, te bucuri de el. Însă în momentul în care ești parfumier, încep să-l diseci, încep să nu mai te poți bucura, încep să vezi ingrediente, este ca un puzzle din care lipsesc câteva piese și încerci să identifici fix acele piese. Și încă ceva, parfumierii, cei care urmează institutul, nu au voie să poarte parfum. Deci este o regulă, am mare atenție, deci în cazul în care ne decidem să facem acest pas, suntem privați de la șansa de a purta parfumul, pentru că trebuie nasul să fie cât mai neutru, lucrăm foarte mult cu nasul și asta este una din o neșansă, să zic, pentru că mie îmi place foarte mult să port parfum, îmi plăcea, acum nu mai pot purta. Da, atunci nu vă întreb despre parfum limpede, un lucru foarte, foarte interesant, dar arome preferate, adică vă regăsiți la un moment dat în niște mirosuri care să vă fie pe plac, există mirosuri care să nu vă placă, sau și aici trebuie să încercați să fiți echilibrați sau să fiți neutri? Da, eu cred că un parfumier, ca să se poată numi parfumier, trebuie să fie un om echilibrat, pentru că a lucra cu ingredientele care îți plac cel mai mult este ca și când, nu știu, avea mai mulți copii și îi băga în seamă mai mult pe cei care sunt mai aproape de stilul tău, însă trebuie să fii foarte obiectiv, să te mulezi pe cererea fiecărui client și să, chiar acum am un brief să lucrez cu un ingredient pe care tocmai l-am descoperit, se numește copahul în franceză, copaiba. Copacul de copaiba este un ingredient foarte interesant, extrem de nou pentru mine. Personal nu pot să spun că îmi place când îl miros singular, însă în contextul unei creații face o minune, pur și simplu. Este extraordinar. Deci în momentul în care creăm, trebuie să ne gândim la tot unde vrem să ajungem și ce ingrediente pot să aducă ce anume. Asta înseamnă mii și mii de trials-uri, mii și mii de încercări, frustrări, nopți nedormite în laborator, pentru că de multe ori încerci o formulă, simți că te apropii de final și pui un ingredient, da, cum am pus de unezi lavandă, care mi s-a părut că deschide compoziția, am pus puțină lavandă după ce am muncit foarte mult timp și deja formula s-a stricat și trebuie să iau totul de la capăt. Deci asta spun, este o muncă de o viață, de asta te poți numi parfumier, cred că după o viață și marii maeștri parfumieri au modestia de a spune că încă, deci chiar și cum ar fi Jean-Claude Elena, profesorul meu de la școala de parfumerie, avea modestia de a spune că încă nu se poate numi parfumier. Deci eu cred că atâtea sunt de învățat și este un drum atât de lung și atât de nevoios, dar cu
multe, extrem de multe rezultate. În fiecare zi există o revelație, în fiecare zi este ceva de care să te bucuri și este minunat. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Iată că din acest moment probabil că vom aprecia mult mai mult parfumurile pe care le purtăm după ce ne-ați povestit. Mulțumesc mult de tot, Cristina Bălan, pentru prezență și pentru întreaga poveste. Mulțumesc. Scurtă pauză acum de la